testing, 500 de mii show, Piața Victoriei, protestul la care cunoaștem că Putin e un criminal, fără amenajamente. Dacă ați căutat live-urile de săptămâna trecută pe care le-am făcut la adunările rusofilor, ați văzut că ei solicită neimplicarea României în război, însă nu arată fără amenajamente că Putin e un criminal și îl pun pe Zelenski și pe Putin de multe ori pe același picior de vinovăție când vine vorba despre negocieri și ce s-a întâmplat ulterior. Până un alt am ajuns fius când s-a spart tăgoaici în Piața Victoriei. Am plecat spre ambasada Rusiei chiar acum. E ceva mulțime, oricum mai multă decât la aleși jocarilor. Și de presă nici nu mai vorbim, nu se vede, dar pe partea cealaltă. Partea cealaltă e plin de presă. Și de jandar, sunt și ceva jandar. Thank you.
ti kaži do bata. Da tu je, to je spita Украина!
Слава Душе! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Să cine... la circulație. Haideți, vă rog. Să cine? Să cine? Poftim? Să cine? Cine-i schimbat drumul? Cine era cu scăpă? Ce e scurtul? Noi închizi drumul, că închizi drumul. Haideți că se dă drumul la... Mergi. Смерть ворогам!
un bloc de la ce sub el acolo. Eroi slavă! Nu stăm pe un bloc de la... Eroi slavă! Ușii stați de mor! Ușii stați de mor! Yeah.
Mai vine câte un avion ăla nedetectat de radar. Thank you.
de aici, mă. Mersi pentru poze. Ona duse! Ona duse! Ona duse!
Putin! 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 Putin!
Ucraine! Eroi în slavă! Putin! Putin criminal! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава Наті! Смерть ворога! Слава Україні! Героям слава! Слава Наті! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Путін! Ульво! Україна! 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 Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Будемо стати! Будемо
Я попрошу, чтобы можно приходить и будем идти до посольства Украины.
я попрошу, хто може, запишіть на флешку. Завтра о 16.00 біля станції університет, університету. Всі збираємося, і хто може, принесіть на флешках пісні українські, щоб ми могли вже включити через колонку і нормально всі чули. І ще хочу подякувати народу Румунії, яка зустріла нас, яка допомагає нам, яка підтримує нас. Ми один народ, ми один народ, ми цивілізовані люди. Ми жили мирно, ми не бажали нікому нічого поганого. Так само, як і народ Румунії, він нас зустрічає, допомагає нам. Дуже вдячні. Дякуємо вам, Румунія, дякуємо румунському народу. Дякуємо, 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 дякуємо. Thank you.
România dacă... Românca? Pentru cine n-a prins faza, a fost că jandarmeria atrage atenția cetățenilor români că nu sunt voie, nu este voie afișarea semnelor naziste sub nicio formă. Asta a intervenit din urmă în vremea de Ora 4,
Eu vă aștept să nu luăm 4:00 PM din Universitate Place near Intercontinental another manifestation against Russia. Uite acolo, doamna, domnul Bucanu, ala cu Digi. Dacă mă lași pe Digi. Doamna, știu. Spunea Marian Ceaușescu să da banii prezentatorului că și-a câștigat un live azi. De la Digi24. Вони окружають місто, не дають людям увести ні їжі, ні води.
своїми дітьми я ходила до торгового центру. Ми купували взуття, ми ходили до Макдональдсу. І ніхто з українців ніколи не вірив, що це може статися з Україною. Тому що брати росіяни для українців були завжди. Я виросла, я розмовляла в Києві російською мовою і багато членів моєї сім'ї з Росії. І зараз росіяни, матері росіянки, говорять, що зачистити Україну – це було правильне рішення. Ви розумієте, що це за мами, що вони можуть народити і вирости? Ці мами зі своєю сім'єю підтримують будь-яку війну. Не вірте словам. Бережіть себе, бережіть своїх дітей і викидайте ці покидьки. Будьте готові до того, що завтра ця війна прийде в Молдавію, а після завтра ця сама війна буде у вас. І ви так само, як я, будете змушені тікати кудись інде. Бережіть своїх дітей. Росія – це фашисти, що буде вам не розказувати? Тато, Бог зі свай! Тато, Бог зі свай! Тато, Бог!
puțin. În grade, așa, sezonat. Nu aveți frică. Stop the war! Stop the war! Stop the war! Stop the war! Marian Ceaușescu, tămăiască, iubiță iubitorul lui Putin. Ai jăsul? Dacă ați văzut-o, el a trimis pe Kuzmin înapoi la ruși. Acolo, da, nu avem altă problemă. E treaba României. Asta e în operă,
E treaba României. Nu, e bătaia lor ca să ne federalizează Ucraina și ne federalizează și cu noi. Înțelegeți lucrul ăsta? E război, e război. Nu vreți să înțelegeți ce se petrece. O să pățim ce pățesc astea în Ucraina, pățim și noi. De bine rând. A, uite așa, uite așa o să moare și România. Vă spun eu. Au murit de la Rusia o grămadă de români. Au murit la americani zeci de milioane de oameni. Și în Vietnam, și în Irak, și în Iran. Numai jandarmul lumea. Slavă Ucraine! Slavă Ucraine! Slavă Ucraine! Slavă Ucraine! Nu sunt eu pro-rus, nu sunt pro-american. Sunt pro-român. Gata, prostie, stai aici. Ucraina, 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 Ucraina. În Ucraina și peste tot nu vreți să mergem. Asta faceți acum. Asta faceți. Pentru că vă spun că e Federația Română, Federația Rusă și cu Americană și cu SUA, așa face. Nu, dar nu, să-i deștept pe român că face. Cine vă plătește acum? Cine? Învățați români ăștia, copiii ăștia. Să știți că eu am capacitatea de față să-i rog pe jandarmi să vă scoate de aici. Ce să... Cine? Aveți aprobare? Ce aprobare aveți? Pentru ce? Dar vreți cu românii sau vreți cu cine? Cu cine votați? Eu vreau cu românii. Dacă ești cetățean al României, faci ceva pentru români. Nu mă bat eu cu nici cu un american, nici nu sunt cu rusul. Eu sunt cu țara românească și sunt om care știu ce. Eu nu fac așa ceva. Eu nu fac, vreau neutralitate pentru români. Că federația asta o face, federalizarea o face în Ucraina și vine în România, doamna Angela. Și o să plângeți când o române. Eu nu vreau nici cu rușii, nici cu americanii, măi. Eu nu vreau nici cu aia, nici cu aia. Eu vreau cu România. Îmi pare rău, faceți ca asta manifestația noastră, așa la mea. Dragă, înțelege un lucru, nu mai păcăli, băi, copiilor, vă păcălește omenește. Nu e a voastră. Asta v-a băgat-o. Greenpeace, cine face așa? Oamenii ăștia gândesc. Cine? Păi da, eu sunt om de informații, mă, femeia lui Dumnezeu. Păi normal, mi-am dat seama că sunteți securiți, veniți așa face scandal. Nu sunt securiți, sunt români, sunt români. Băgați și pe ăștia în războaie, pe tinereștea. Nu vedeți ce să face? Regica 89! Regi CNN și cu Antena 3 faceți acum. Păi nu, Antena 3 faceți acum. Nu faceți. Antena 3 luată cu CNN-ul, luați CNN-ul și băgați-l în centru, uitați-vă pe Antena 3, chiar și RTV-ul și uitați-vă. Zile, Mariane, zile! Mariane, ce faci? Păi tu mai ții cu românii sau cu cine mai ții? Eu țin cu dragă lume. Știi că te respect. Păi nu, veniți cu o chestie, nu vrem război sub nicio formă. Tot războiul, hai să mergeți la ambasada americană să oprească ei. Americanii nu sunt în Ucraina, să oprească. Sunt acolo trupe instruite în țara românească, trupe Steel Comando, toate. Păi nu rezistau nici 24 de ore. Domnule, momentul de față Putin este în Ucraina și trebuie să oprim nenorocirea de acolo. Mariene, lasă-mi acolo și ce să-mi zic așa? Dai-și mă de râs. Voi nu vă faceți, bă, fraților. Noi nu. Federalizează Ucraina și federalizează și pe noi. Și pe noi. Cine? Cine, dracu, ne mai federalizează? Bine, hai să vezi asta. Răspunde pe ce. Mariene, o să răspundeți pe ce spun ca om de informații. Dar ce mă, că n-are ce să zic. Da, bineînțeles că sunt ok. Asta, că știu că ultima... Mariene, n-ai mai apărut de mult. N-ai mai... Bun să nu. A fost în concediu. Ai fost în concediu? Unde ai fost? Unde ai fost? La care stăpână ai fost? Nu m-ai văzut tu. Eu n-am stăpână. Știi bine. Cum ai fost, mata, milițean, dă-o pizda, măsii, că ai avut treabă cu comunismul, dă-o dracu de part. Eu n-am suportat. Tu ai făcut pat. Păi, dar ai văzut dacă ai lucrat la SECU. Cum să nu știi totul? Dă-o dracu, că știi totul. Păi, vezi? Dar nu mai faceți greșeală. Păi, vezi?
Lasă-mă că el știe ce îi spun, știe. Păi ne-a făcut toate astea, regiile astea, eu le înțeleg. Le înțeleg și fale rușilor, fale americanilor. Dar nu faceți lucruri din astea, că veți regreta pentru români. De ce? Care români? Să federalizați. Care români? Foștii comuniști, jigodile, criminalii României. Dar ăștia se vor înțelege între ei, rușii și americanii, că îi împart lumea ei. Așa, și? Se vor înțelege, dar noi românii vom pierde. Ce în Ucraina să federalizează Ucraina, ca în Iugoslavia, ca în Iugoslavia. Acum să fi federalizat, nu Putin, nici Biden, ci cu Putin, toți sunt cu apă și în pământ. Federalizează România, federalizează Polonia după aia. În ce am trăit? Ca în Iugoslavia. Ia auziți, o întrebare. Învățați. În ce am trăit? Serios, stimate, nu mă lupt, nu o să vă convinc, că dacă aveți idei... Stimate, domn, onorabile domn, comunismul, nu mai trăim înainte de 89, de ultimul zis, nu știi ce se întâmplă astăzi. Dacă pe televiziune astea mai mame, mai sunt mame care incită la război, femei care incită la război, toate televiziunile acum. Pentru că faci televiziunile americane. Și RTV-ul și Antena 3, CNN, toate ce iau cu CNN, Antena 3, de pe aia motanos. Mulțumesc! Mulțumesc, să rămân la toate! Domnule, dacă mă duc să mă plătească cineva, mă duc la americani. Cred că ești de la urmă. Mă duc la evrei, cred că ești de la urmă. Nu sunt nici de la urmă. Așa, cred că ești de la urmă. Deci dacă mă duc să iau banii, mă duc la evrei, cred că iau banii. Americanii n-au bani. Stai liniștit și uită-te la Antena 3 în continuare. Eu la Antena 3, e CNN-ul, mă, femeia Dumnezeu. Asta de dimineață până noaptea, până acum. Mergem în război, femeile nu mai sunt mame. Mergem în război, ducem în război pe oameni. Luați Antena 3, că prea CNN-ul. Eu mă luat televizor că mai bine de 20 de ani. Dom'le, nu v-ați mai uitat. Ia prea CNN-ul. Țineți minte cuvintele lui Ceaușescu. Învățați, învățați și iarăși învățați. Mariene, țin minte, nu? Țin minte Ceaușescu când îți spunea... Matale, trebuie ca miliția să apărați partidul, să apărați. Păi tu ai rămas tot pe timpul miliției, dă-i dragul de mine! Numai eu? Tu de ce nu? Domnule, sigur din toată lumea asta care vorbește, dar tare și nu știu ce, Putin caput, Kalashnikov cu Putin, gata. Domnule, dar n-am nicio treabă, dacă mă duc, iau bani, iau la evrei, că eu... E sigur de la roșii, e sigur de la roșii, e Rusia pe dumneata ta. Rasa galbenă va conduce, v-au spus părinții de când lumea. Nu America a pierdut, au pierdut peste tot. Rusia a câștigat, Nu! Trăiască Rusia și Moscova. Ei și apără sărăcia și treaba lor, mă interesează. Scrie Rusia pe dumneata ta. Eu mi-apăr pe a mea. Și neamul, mai ales comunicii! Hai, tu trăiești în altă perioadă, ai vârstă mai mare ca mine. Afară cu roșii din țară! Nu, pentru și tu. Vă rog, știu mai ce. Hai, vă rog, hai. Ăsta a zis că are arme ca să apere țara, să apere tot. Cusmine! Nu te pizda, mă, fii la ruși! Păi da, mi-aduc aminte din... Băi, ții plătiți de roșii, nu înțelegeți. Și cu americanii, și cu gânguri, și cu aia. Haideți să și cu americanii. Dacă am fost cu toți, nu certăm și cu americanii. V-am așteptat americanii. Îi așteptăm de mai mult de 100 de ani. Ia mă. Da. Și mi-aduc aminte unicul american care a venit aici, în țara venit,
o parașută a căzut lângă partea aia, știi? Un monument. Aici. Unde... Nu, dar trebuie mai, mai acolo, un pic lângă parc. Este acolo. O dată un... de aterizată un american cu parașută. Pe aviatorile? Da, 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 chiar lângă parc o să vedeți un... E mai nou? Moment, da. E mai nou, probabil. Da, are vreo 2 ani. Monument acolo o scrie când a aterizat un american cu parașută acolo. Să vă duceți să vedeți. Bă, ce idee mi-a venit cu baloane. Doru! Am o idee! Ce mai faci? Cum ești? Bine, cam pasiv. Nu știu ce. Adică nu legat de activitățile. În general. În general, da, cam ești la pensie. Nu e cam lene să mai ies și cu bicicletă. Și ce vorbești? Că stau la prime, stau la... la... și te-am văzut, erai la trecerea de pietre și am zis, cu bicicletă și cum ți-a fășat de pescă în mașină. Dar trebuie să fac și o bicicletă mai des, dacă singur nu. Nu erai bine îmbrăcat. Era soare ce-i trebuie. Și acum am venit bicicleta. Adică e cel mai bun lucru. Nu... Da, dacă nu e... Eu nu înțeleg cum de lumea pe fete de... Dacă te mai This is me, but I have on WhatsApp Italian number. We just moved from Milan. I will send you the... This is myself. I will send you the message later. Yes, it's okay. Nu, orfos,
Nu,
care locuiesc în acest moment în Ucraina. Am văzut, de altă parte, și păcate cu... Cam asta e, asta a fost tot, acum se împachetează, presa și-a luat cadrele, oamenii și-au strigat nemulțumirile, au plâns. O să vă uitați pe material. A fost o zi solemnă, seară solemnă, un eveniment solemn, dar... A fost și momente în care s-a râs. A fost și momente în care s-a râs. În general, făcând mișto de comuniști bătrâni și comuniști în general. Cam asta a fost. Dacă se mai întâmplă ceva până să împachetez și eu de aici, să o fac să n-ai bărut să intrați. O să vedeți și partea a doua. Altfel, cam asta a fost. Ne vedem mâine la universitate.